Salvadoriana Sara Rogel este din nou liberă. Femeia a petrecut aproape 9 ani în închisoare sub acuzație de crimă gravă. În 2012, instanța a condamnat-o pe Rogel la 30 de ani de închisoare pentru întreruperea artificială a sarcinii. Avortul este interzis în El Salvador. Potrivit rudelor, Sara a fost găsită culcată inconștientă după ce a spălat rufele, aluneca și a căzut. Fata a fost dusă la spital cu sângerări. De acolo a fost dusă direct în izolator. În luna ianuarie acestui an, sentința lui Sara a fost schimbată, apoi eliberată condiționat. Grupurile pentru drepturile omului susțin că Sara Rogel a avut un avort spontan și nu ar fi trebuit să fie închisă. Cu toate acestea, în El Salvador, femeile care au avort spontan sau au un copil încă născut sunt de obicei suspectate că au avut un avort care este interzis în toate circumstanțele. Violul sau o amenințare la adresa vieții mamei nu sunt o excepție.